Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Horoscopul este încurajator, în martie o dâră neagră de ghinion se va șterge pentru norocoșii raci, așa că lucrurile importante vor merge cel mai adesea la succes. Tensiunea creată de berbec și capricorn se retrage. Începând cu 8 martie, ar trebui să te simți mult mai bine datorită tranzitului lui Saturn în pești. Aceste energii risipesc îndoielile și te ajută să te îndepărtezi de pericolele care te-ar putea face să ți pierzi fondurile. Luna aceasta începi să te dezvolți într-o atmosferă mult mai favorabilă pentru tine. Planetele rapide în semne prietenoase formează perioade fericite și constructive, permițându-ți să uiți de griji minore. Aceste planete te încurajează să acorzi atenția ta hobby-urilor care vor avea un efect calmant și reparator asupra ta. Pe 7 martie, luna plină îți va oferi o idee grozavă. În ciuda acestui fapt, păstrează-ți calmul după 21 martie, luna nouă în zodia berbec stârnește controverse. Dragoste. Începând cu 3 martie, te așteaptă lucruri mai plăcute, dar pentru a păstra liniștea, va trebui să faci concesii. Din 21 martie, Venus te conectează din nou cu oameni care au sentimente pentru tine. Pe 26 martie, sosirea lui Marte în zodia ta îți va permite să începi să faci ceea ce a fost pus sub semnul întrebării de la începutul acestui an. Sfat, luna aceasta vei primi tot ceea ce îndrăgești cel mai mult, dragoste, bunătate și respect. Acceptă toate acestea cu bucurie și, cel mai important, bucură-te de aceste fenomene fără nicio restricție. Sănătatea. Pot apărea complicații de sănătate la acei raci care au avut șansa de a se îmbolnăvi la sfârșitul anului 2022 sau la începutul anului 2023. Acest lucru este valabil mai ales pentru a doua decadă a lunii. În plus, mijlocul lunii este asociat cu riscul de accidente și situații periculoase pe drum. Șoferii și cei care vor fi la drum lung trebuie să rămână vigilenți. Ai grijă de tine. Trebuie să-ți normalizezi somnul. Poate că ai devenit foarte nervoasă și nu dormi suficient. În acest caz, trebuie să începi urgent să faci exerciții. Așa că poți să te culci la timp, să scapi de toate problemele de sănătate și să te simți grozav. Acordă atenție faptului că obiceiurile proaste trebuie cel puțin minimizate dacă nu poți renunța la ele de tot. Dacă urmezi aceste recomandări, atunci te poți bucura de sănătate bună. Banii. Acum nu este cel mai bun moment pentru activități dubioase. Riscul, desigur, este o cauză nobilă, dar în martie promite racului dificultăți financiare în loc de îmbogățire. Cu toate acestea, chiar dacă ți-asumi un risc și pierzi, nu este nimic în neregulă cu asta, știi că există întotdeauna o cale de ieșire din orice, chiar și din cea mai dificilă situație. Stelele îți vor spune cum să acționezi corect într-o situație dată. Principalul lucru este să înveți cum să le asculți corect sfaturile. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!